La aceste șezători duhovnicești, unele din exagerările pe care le găsim și în legea cea veche a lui Moise, care spune cinstește duminica, iar evreii făcuse adevărate parodii din toate legile astea, de aici și ceartă Hristos și spune, a spus sarcini pe umărul poporului, voi habar n-aveți de ele, nici nu le țineți, dar îi legați pe alții cu ele, iar în Noul Testament spune, vai vouă celor care țineți cheile împărăției cerurilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați, e identică, e o formă evoluată, și spuneau, nu-i bun televizorul, nu-i bun radio, chiar bătrânii, cum erau ei acolo, simpli, în simplitatea lor, când te uitai la televizor, spunea, și te uiți acolo în fundul dracului, adică ei aveau conceptul ăla că nu trebuie să te uiți acolo. Era imposibil dintr-o lădiță să vezi oameni. Erau anii 60, erau anii 70, de-abia apărea televizorul. Și atunci, Părintele Cleopa, la vremea întrebării atunci, fiind întrebat, Părinte Cleopa, este păcat să te uiți la televizor, să asculți muzică, la radio sau așa, el a scris o poezioară. Nu e rău televizorul, radio sau magnetofonul, că atâta era pe atunci. Ci e rău ascultătorul dacă răul folosește când sufletul își păgubește. Deci, vedeți? Și acești demonizați ispitesc pe Domnul Dumnezeu încercând să dea sens sarcastic revelației divine. Revelația este pusă la îndemâna omului, dar așa cum spune Scriptura, nu zdrobi oasele Scripturii cu dinții de lapte. Ești începător? Mulțumește-te cu crezul. Ești începător? Mulțumește-te cu rugăciunea dimineții. Ești începător? Mulțumește-te cu mântuirea păcătoșilor sau cu viețile sfinților. Când vei fi un teolog sporit, vei ajunge la o cunoaștere de Duh, că dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți aici. Ați văzut că în ziua de astăzi majoritatea Irineu Mihălcescu îi spune flecari. Marele teolog Irineu Mihălcescu, fost mitropolit al Moldovei, care a scris o carte foarte frumoasă, Teologia luptătoare, el a sfârșit prin mucenicia otrăvirii la vremea respectivă atunci în sistem, pentru că vorbea când trebuia să tacă, și spunea așa, cei ce neagă religia sau spun că știu din ea mai mult decât trebuie, sunt niște flecari. Teologii sunt cei care pătrund pe Dumnezeu prin trăire și rugăciune. De-aia te duci la mănăstire și cauți tu, nu știu ce, duhovnic sporit cu barbă albă care stă răpănos într-o chirie și citește psaltirea. Pentru că cauți un om autentic. Teologul dă birou, omul școlit în bibliotecă, nu este tot una cu pusnicul de la pustie. Pusnicul de la pustie îți va vorbi întotdeauna dintr-o experiență personală. N-ați avut fericirea, sau unii cei mai în vârstă poate ați avut fericirea, să-l ascultați pe Părintele Cleopa ceasuri întregi vorbind despre rugăciune, paralel cu Filocalia și paralel cu ce trăise el pe la pustie când era pusnic, acolo vreo 5, 6, 7, 10 ani, cât s-a nevoit. Ei, în toată această adâncime de teologie, spunea niște lucruri care unii spunea, bă, dar nu scrie în Filocalie treaba asta. Păi nu scrie, că fiecare om o unicitate. Eu nu pot să mă rog ca tine, tu nu poți să te rogi ca mine, eu nu pot să mă rog ca el, el nu poate să roage ca altul. Fiecare avem rugăciunea personală. Deci, noi avem o rugăciune strict particulară care depinde și starea care o simțim ne aparține numai nouă. Nu poți să-i spui la unul, eu vă dau o pildă. Nu poți să-i spui la unul, bă, te rog să te rogi cu rugăciunea lui Iisus până ai să simți în gură dulce ca zahăr. Dacă faci unul treaba asta și o dobândești, e tare. De ce? E acelui care o dobândit dulceața rugăciunii și Dumnezeu i-o dă să o simtă în mod real. Altul s-ar putea să nu o simtă niciodată și să creadă că e păcătos că nu a ajuns la măsura asta. Nu. Lui Dumnezeu să-i descopere altfel. Ori o să-i dea un jet de lacrimi, ori o să-i dea o smerenie adâncă, ori o să-i dea o cunoaștere de sine și o vedere a păcatelor. Formele sunt înmiite după om, după taină, după lucrare. Asta vreau și acești îndrăciți. Eu aici mă opresc, nu mă interesează restul, spovești. Ei vroiau să-L facă pe Iisus să exprime o formă apocaliptică prin care diavolii să se dea victime. De ce ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Ce-i cu această chinuire a diavolilor?
ne arată cartea Ușa Pocăinței. Diavolii din invidie, căzând din cer, nu-l suportau pe cuvântul întrupat sau îngerul de mare sfat cu care se sfătuia Dumnezeu în Sfânta Treime. Erau curioși să pătrundă în taina Sfintei Treimi, cum și astăzi, de exemplu, ești curios să pătrunzi în taina unei sarcini la femeie, ci băiat sau fată. Știința au venit, acum așa se demonstrează cu un diligama că e băiat sau fată, că se vede tridimensional. Nu asta e esența, ci o născocire. Ei, dracu făcuse și el această născocire și văzând că Dumnezeu nu-l bagă în seamă, s-a răzvrătit, s-a mândrit, s-a, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, ți-a încordat cerbicea căzând din cer și împreună cu tine îngerii cei neascultători care diavol s-au făcut din moliftile Sfântului Vasile. Și ce-a spus Dracula? A schiarat eu Dumnezeu, am să pun tronul mai la deal din munță dimineață noapte, deasupra celui preanalt și am să fiu ca el. Deci dracu se credea Dumnezeu, cum și Adam s-a crezut Dumnezeu de altfel. Doar dracu când l-a dărâmat, nu i-a zis, mănâncă băi, fraierii, nu ascultați de Dumnezeu, el nu vrea să fiți ca el, dar Dumnezeu deja îl făcuse pe om ca el. Vorbea cu el, povestea cu el, avea mintea lui, înțelepciunea lui, transparența lui, veșnicia lui. Omul era o capodoperă la vremea înainte de cădere, la vremea ispitirii. Și dracul a făcut o ruină, cum ne vedem noi astăzi. Încercați când avem ifose filozofice sau figurații nestăpânite să priviți un paralizat, să priviți un om cu scleroză multiplă, un om cu demență senilă, un om cu cancer, ultimele faze evolutive chimioterapice, de astea cu chimicale. Și atunci vă dați seama de postura și de valoarea omului. Nu te uita în oglindă când ești frumos și ai pus doi bujori și o sprânceană falsă și ai pus părul frumos și arăți bine. Ai o formă trecătoare a unei forme absolute, abstracte. Ce-i omul după psaltire? Fum, umbră, iarbă, vis. Omul ca iarba zilei lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Dimineața se va întări, va cădea, seara se va usca. Ce-i omul? S-a subțiat ca pânza pe ianjurul sufletului. Ce spune? S-au dus zilele mele ca un abur, s-au dus zilele mele ca umbra norului, Duhul Sfânt în psalm. Da, azi ești gigolo, ai luat primul premiu la culturist, că ai 80 de kg de mușchi pe tine și mâine te mănâncă 80 de kg de vierm și te transformă în materia pământului din care te-ai alcătuit. Nu sub forma asta trebuie să privim, e o formă de raționament. Dar trebuie să privim dincolo de omul lăuntric, și să vedem frumusețea omului veșnic care nu mai moare niciodată. Ați văzut toate experiențele mistice a celor care au gustat moartea clinică sau dincolo de moarte, că și-au întâlnit după plecarea din această viață sufletul, ieșirea în dimensiunea transcendentă, dincolo de nevăzutul ochilor noștri și văzutul minții dumnezeiești, ce? Rude, prieteni, oameni dragi, toți care sunt în lumea cealaltă și se plimbă, sunt veseli, sunt frumoși, cum în câmpuri verzi, în grădini, în așa mai departe. Unii spun și oamenii de știință că este o închipuire a minții rămasă prin imaginație, e o formă interminală a unui vis care rămâne la nivel de minte prin raționament și de aia sufletul când iese din om, care de fapt nu există, ci de fapt sunt niște energii, că așa vrea știința să nu-l chemi suflet, se duce, de fapt, și el întâlnește imaginațiile lui photoshopate cumva în niște gânduri care se înmaterializează, povești nemuritoare. Dumnezeu e Dumnezeu. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că dracii de ce se dădeau chinuiți? Când au căzut din cer, Dumnezeu i-a chinuit când n-au mai văzut fața lui. Și de aia de atunci strigă mereu ca dracii, nu slujim ție. S-au gândit să facă un rău, l-au dărâmat pe om. Ce a zis? Dacă n-am stat noi în cer, nici jegul ăsta să nu rămână acolo. Și l-au dat jos pe om, l-au săpat până l-au dărâmat pe Adam și pe Eva. Ne-au adus pe noi, pe pământ. Acum, dracii, ne chinui pe noi. Noi, dacă nu li facem voia, suntem al lui Dumnezeu, fie lui Dumnezeu după har, prin botez, prin credință, prin fapte bune, prin omenie. Oamenii de știință spun așa, religia este opiumul popoarelor. Religia este o frână în calea dezvoltării. Religia este o frână în calea plecării pentru totdeauna din evul mediu și timpuriu și adânc și de vreme și mai din dată. Religia este o piedică în calea științei.
Dar se constată că acolo unde știința se împotmolește și nu mai poate face față, vine Dumnezeu și face câte o minune, îi lasă pe toți uimiți și nu știu ce cu dânsul. E greu să recunoști. E greu să recunoști. E greu să recunoști că știința este mică. Știința este o plantă crescută de pe pământ, nu știm ce înălțime are, depinde de vârfurile științei, face niște fructe care cad jos și rare ori se coc, nu se coc întotdeauna, pentru că n-au un finalment. Știința nu vine să spune, asta e verde, asta e neagră, asta e roșie, asta e albastră. Știința spune, știați că se poate, știați că ar fi, știați că s-ar presupune, știați că s-ar putea. Dumnezeu vine și spune, eu știu de unde merg și unde mă duc. Eu știu de unde vin și unde merg. Eu știu cine s-o coborî din cer și cine s-o suit în cer. Voi nu știți de unde mergeți, de unde veniți, nu știți de unde veniți și unde vă duceți. Nu știți să vă rugați, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți. Nu știți să vă rugați, spune Evanghelia. De ce ne arată lucrul ăsta? Pentru că noi suntem raționali. Intrăm în deviza raționamentului. Am spus un tatăl nostru, gata, Dumnezeu trebuie să îndeie. De mâine mașina pornește la chei, nu mai trebuie să o repar. De mâine copilul trebuie să știe și el mai cu minte că eu doar am făcut paraclisul Maicii Domnului. Nu. Astea sunt lucruri de raționament. Și uneori Dumnezeu ascultă raționamentul oamenilor simpli. Și de ce ascultă raționamentul oamenilor simpli? Pentru că oamenii simpli iau credința ca atare. Iau credința ca atare. Eu lucrul ăsta l-am verificat de mii de ori, chiar și azi de două ori, când a venit cineva și mi-a spus așa. Părinte, mi-a spus că trebuie să iau 10 la capacitate, 10 în note. Ei, zic, vezi, mare Dumnezeu. Nu, dar mata mi-a spus, da, dar zic, el mi-a spus. Nu era adevărat. Am văzut că e luminat așa la față, că ăsta îi merge mintea, sigur e o notă mare. Și am zis și eu, 10. Dacă o lua 10, așa au vrut Domnul. Dar asta nu se înseamnă nici că eu sunt văzător cu Duhul sau făcător de minuni, nici că el nu-i deștept sau n-a învățat. Și Dumnezeu a pus harul peste el și l-a luminat să nu greșească nimic. Aia e taina de sus, nu o știm noi. Dar asta nu înseamnă că el de acum să încrede în treaba asta, merge, orbește în ea și zic, teoria are o problemă, părinte, eu am cât eu, 11 ai să iei de data asta. Și s-ar putea să nu fie 11, ci 1. De ce vă explic lucrurile astea? Noi nu putem să știm tainele. Nu vă este vouă dat a ști tainele și vremurile și anii, spune Dumnezeu în Scriptură. De ce se dau dracii victime? Că eu tot aici am rămas. Pentru un lucru. Când noi li facem voia și sufletul nostru ajunge în iad, dracii încep să ne chinuiască, dar nimeni nu și-a pus vreodată întrebarea de ce simte dracul nevoia să-l chinuiască pe om? Habar n-aveți. Sau nu vă interesați, sau n-ați vrut să știți, ca să aflați. De ciudă că omul este mai superior ca îngerii lui Dumnezeu, diavolii chinuiesc omul pentru că știu că lovesc în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am să-ți dau o pildă ca să te fac să înțelegi mai simplu. Tu ești un director la servici și ai o anumită funcție. Și ai un subaltern pe care îl protejezi sau ții la el sau știi că e bun. Și mai ai un director alături, în cazul de față fiind Sarsail în partea a doua. Ăsta e director executiv. Și ce face? El îl persecute pe ucenicul tău că știi că lovind în el lovești în tine. Ei, așa face și dracul. Lovești un om permanent crezând că în felul ăsta se răzbună pe Dumnezeu. Că de fapt ce îi spune Dumnezeu? Tot patericul e plin. Uite, Doamne, Tu te dai drept judecător, uite gunoaiele astea ce fac cu tine, uite câte păcate fac, uite cât îi ierți, uite cât îi dizlegi, uite cât îi treci cu vederea, uite cum îi ierți de toate greșelile și eu care am greșit o singură dată, mie nu-mi dai nicio circumstanță. Și ce îi răspunde Dumnezeu diavolului? Învechitule în rele! Asta e numele lui adevărat. Nu uita că tu m-ai determinat, deci nu uita că tu m-ai determinat să coboră în robia păcatului, să-ți demonstrez că omul este o piesă absolută creată de Dumnezeu și nu o piesă greșită. Foarte mulți de ăștia mari științificologi, eu le zic, nu oameni de știință, vin și spun așa, dar dacă Dumnezeu e perfect, de ce face lucruri strâmbe? Ca să ai tu de ce te miră. De asta le faci. Adică,
Dacă Dumnezeu vine și pune har într-un om, ăla nu poate fi nici curvar, nici besiv, nici tâlhar, nici nimic. El poate fi perfect, lumânare, sfânt. Că ăsta e sfântul, omul perfect în Dumnezeu. Până la venirea lui Iisus Hristos, n-aveam așa ceva. Din când în când, Duhul Sfânt venea peste câte un profet, dar și ăla îți ducea în moarte veșnică, pentru că era sub robia diavolului. O venit Hristos și ne-a scos de sub robia morții, o pus El stăpânire pe moarte, a spus, tu de acum faci ce spun eu, nu mai faci ce vrei tu, doar atât, adormi omul să vină să se întâlnească cu mine, în rest, misiunea ta e zero, stai în banca ta. După aceea, eu spus dracului, tu stai în fundul iadului cu mintea acolo și așteaptă, ai să vezi tu care vin la tine, care te-or dori, te-or căuta. Și sunt oameni care, noi avem vorba populară, simplă, băi, de ce-l cauți pe dracul cu lumânarea? Adică faptele rele și extremele care te împing întotdeauna la rău, toate fără de legile nemăsurate. Ei, tu așteaptă acolo în iad că carița ta o să se ducă singur la tine, că așa spune, mergeți în focul cel veșnic, gătit vouă și diavolului și slugilor lui mai înainte din temerea lumii. Adică au avut grijă Dumnezeu să facă iadul de mult, că știa ca să aibă cine stă în el.